gândim, ura! Hip ura! Hip ura! Hip ura! 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 România! Trăiască România! Dumnezeu, eu dinește sufletul adormiților robilor tăi, eroii neamului nostru românesc. Suntem în legătură cu doamna Diță, marea noastră campioană care a obținut pe 17 august 2008 cel mai important titlu olimpic pentru România, campioană olimpică la maraton. Bună dimineața, mă bucur că pot să dau din nou statul la cursa maratonului care ne-a adus Paulul. După cum vedeți, că au trecut 5 ani de la câștigarea medaliei de aur la Jocurile Olimpice. Pentru care te mulțumesc că sunt prezent la start. Vreau să le spun multe baftă, să ajungă cu bine la sfârșitul cursei. Am înțeles că cursa va fi și pe traseu forestier și pe stradă. Și după cum știți, asta este foarte greu traseu. Să ajungă învingători la sorire. Otoul maratonului de la Roșia Montană, din dragoste pentru România și istoria ei, spuneți da drepturilor naturii. Natura este o ființă vie, acesta este motoul maratonului nostru pe care îl alergăm astăzi la Roșia Montană. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Mulțumim, mulțumim! Astăzi e alerg cu drapelul României pentru a 65-a oară, cu drapelul Uniunii Europene pentru a 36-a oară și pentru prima dată cu steagul UNESCO, un steag pe care l-am construit împreună cu Alexandra și care cred că simbolizează pământul. Și noi avem pe steag exact pământul pe care iubitorii de natură încearcă să-l salveze. Izostar, vreți batoane? Bravo! Bravo Ilie, bravo Alexandra! Vreau să vă zic de cele două proiecte și ce am învățat eu lucrând cu Ilie. Mesajul meu despre drepturile naturii a fost un mesaj despre responsabilitatea pe care o avem față de generațiile viitoare, să le lăsăm o casă în care poate să trăiască. Dar niciodată n-am vorbit despre strămoșii noștri care s-au bătut și au vărsat sânge ca noi să fim aici și să trăim și să locuim pe aceste meleaguri. Și asta am învățat de la Ilie despre importanța trecutului și importanța strămoșilor noștri. Deci avem un maraton care vorbește despre trecut, recunoștință față de cei din trecut, un maraton care vorbește despre responsabilitatea pentru generațiile viitoare. Vreau să vă spun că am onoarea să vă prezint o echipă care anul acesta pentru prima dată a organizat la Roșia Montană un maraton. Natura este considerată o ființă vie, nouă resursă de consumat în Constituție. În Ecuador.
Anul acesta a fost ediția a doua a Maratonului Recunoștinței, un maraton care a fost dedicat doamnei Santinati. Mulțumim că a acceptat ca noi să alergăm pentru victoria pe care a obținut-o la Beijing. Mulțumesc pentru noi o lecție pe care doamna Diță a dat-o României și a dat-o și întregii lui. Noi anul acesta am alergat la Roșia Montană cu un mesaj din dragoste pentru România și istoria ei. Spuneți da dreptul lor înapoi, înapoi la este o cum să fie. Și am avut inscripționat pe tricou victoria pe care doamna Diță a obținut-o la Beijing, 17 august 2008, pe cantuna Diță campioană olimpică. Dar a adus și unul mai mic. Așa, și vă felicităm, 101, eu am avut 102. Am o oră de copii, 102. Mulțumim că ați acceptat și pentru noi, pentru toți maratonii care am alergat, este o mândrie. Eu, în numele lor, reușesc să vă ofer o medalie. Și este chiar aici pe glob, da? Deci, acel glob pe care l-a ținut în mână 4 ani de zile. Sperăm ca ediția a treia merge acasă la Bunaga, să facem cu și sper ca la anul, dacă dumneavoastră ziceți cu altfel, la start, a treia ediție a maratonului, și suport în orată și primesc acest titol, care mă reprezintă și așa mulțumesc și vă doresc în continuare să faceți mai multe ediții de maraton, să ajungem și la ediția 100. Și aș vrea să vă spun că acest maraton a fost organizat de Asociația Cașa Maratonului, de Ilie Rosu și de Clubul Ecoalpin. Vă doresc în continuare mult succes, de fapt.